Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Prieteni, am săturat de discuții, de probleme, de măgari, de... Măgărițe. Prostituați, de vrăbitori, de tot. Am obosit psihic. Pe bune, prieteni, n-avem liniște de la niciunul. Pe toate părțile, numai am brigături, numai cer. Toată lumea caută băgare de seamă cu noi, toată lumea trage de noi. Am văzut că mi-a lăsat multe comentarii. Lumea bate apropurii, noi. Am văzut că mi-a lăsat multe comentarii în legătură, știți voi, cine a postat, ce a postat, ce apropuri a bătut. Eu zic, prieteni, să nu mai judecați nici situația mea cu Alin, pentru că nu aveți de unde să știți că cealaltă nu i-a făcut lui Alin cum i-a făcut lumina lui ursul. Așa că nu mai judecați fără să știți, nici ea să nu-și mai bată apropuri cu mine. Deci bădă, fraților, fiecare de viața lor. Deci dacă stau... N-avem treaba nimănui, n-am avut treaba nimănui niciodată. Adică noi care am dat startul cu YouTube-ul, nu vorbim, nu băgăm în seamă, nu noi, spune... Noi, alții de care am luat cu noi, trebuia să facă subiecte acum din tot ce știe. Sau eu trebuia să vorbesc, nu să am invidie. Dacă eu n-am invidie, nu mă leg de un om, nu-i spun trecutul, nu spun... Nici în ziua de azi m-am lăsat mereu judecată pe mine. Să fiu înjurată, să fiu făcută ca dezbărții case, să fiu în toate felurile. Nu știe nimeni ce se întâmplă clar într-o familie ca să-și dea cu părere. Păi tocmai, eu m-am lăsat pe mine batjocorită ca să nu scot anumite chestii la iveală. Și cred că am avut destul de bun simț. Dar, repet, să nu se mai bată apropouri, să nu se mai lege la adresa mea. Dacă îi lăsăm să facă, cum a spus și Alin, pe alte canale, bani, pe seama... canalilor de YouTube, să-și vadă de familia lor, să discute despre ei, nu să facă bani pe spatele meu sau pe spatele lui Alin, cu tot felul de invenții și tot felul de... Nu neapărat de bani, să nu mai discute nimeni despre noi, prieteni. Pe păi, bune, nu mai aveți legătură cu noi, nu mai discutați, frate, despre noi. Ce-ar fi să discut și eu acum, nu știu. Și subiectele sunt, oricum, sunt diferite și sunt diferite și în sensul cu povestea cu măgarul, că ce s-a întâmplat cu măgarul e grav, fraților. Nu, da, am tot tăcut ani de zile, am lăsat să se vorbească și despre copil. Am văzut atâtea ori, am insistat, le-am spus cu frumosul, chiar i-am sunat, chiar au fost anumite discuții. Să noi de ce nu filmăm de nimeni și nu batem niciun apropo? Sau de ce nu mă apuc și eu acum să spun adevărul complet? A pățit sau nu a pățit și Alin ca ursul? Alin, așa o întrebare. De ce nu se vorbește de bine de voi? Pentru că voi ați făcut mai bine dacă e să o luăm așa, da? La toți. De rău se vorbește, nu? Dar de bine niciodată? Sau cum? Dar eu, Cristi, nu am apucat niciodată să vorbesc ca asta. M-am lăsat eu judecată ca să nu vorbesc despre alții, înțelegi? M-am lăsat eu judecată și nimic făcută. Dar dacă se mai bat apropo și eu, cum las alte persoane în pace? Eu nu sunt lăsată în pace, înseamnă că și eu am tot dreptul la rândul meu să încep să scot și eu adevărul. Da, băi, ne-am lăsat odată, de sincer, două, de trei, că asta o să faci. Tot am lăsat după noi. Toată lumea dă în noi. Nu știe cum să apare un subiect. Se referă și bat la noi și nu știu ce. Aiurile, să nu se mai bage în chestia asta nimeni, adică să nu mai comenteze și să bată apropo, că nu e nicio comparație diferită. Normal. Poate sunt multe chestii. De unde știți voi ce viață aveam înainte să fiu cu mine era? E tocmai, dacă nu erau canale de YouTube atunci și nu s-a spus public, nu înseamnă că nu-i nimic la mijloc. Că ceva o fi fost, o fi fost. Eu nu vreau nici să afirm. Dar nici nu vreau să fiu luată în bătaie de joc. Și noi dacă începem să atacăm pe cineva, spuneți că suntem noi răi. Păi nu, că știi care e problema. Ea postează și apoi după noi, după vlog, noi când spunem o vorbă sau un detaliu, stați că trebuie să înceapă să spunem telefoanele. Da, vine vorba lui Max, cum a zis Max. La ăia, că dacă vă dau o vorbă, nu mai scăpăm de voi? Păi da, că știi ce fac? Exact așa. Ei să vorbească toată ziua, să ne judece, să dea în copii, în copilul meu, în Alin, să dea în toată lumea. Dar ei, la rândul lor, să nu fie judecați că ei ne terorizează în telefoane. Păi lăsați-ne, frate! Da, n-aveți masă, n-aveți casă! Cum ați altele? Ai înțeles? Lasă treaba asta pentru că... Pentru că nu e cazul acum, lasă așa. Chestia este, prieteni, în felul următor. Cum noi nu vorbim de nimeni, nici noi nu lăsați-ne, avem nici să acceptăm. Fraților, să trăim, că suntem, avem probleme destule pe cap. Sau... Nu căutăm ceartă, că suntem buni și de ceartă și de scandal. Exact. Ne-ați văzut prea mult, dar suntem buni și pe altă parte. Dar niciodată n-am căutat în evidență să stau să vorbesc despre altul. Am vorbit despre problemele, da, care sunt în familie aici, pentru că
sunt cu Alin de atâta timp, am un copil cu el, sunt nevasta lui, am tot dreptul să vorbesc ce vreau eu și când vreau eu, că sunt alături de el. Nu am stat în pat, cum stau alte fete, așa la televizor, să stea să prin saloane sau așa. Da, asta că am văzut și ei, prieteni, am văzut și voi că Mihail a fost alături de mine mereu în toate situațiile. Și dacă am vorbit, nu e neapărat de zis, cu siguranță toată lumea a văzut ce și cum... Care e situația? Dacă am fost aici, am chinuit, avut eu problemă, am avut și eu o problemă. Au avut ei de tras, am avut și eu de tras. Plus că, vedeți, mulți mă criticați că țin copilul după mine. Și la rândul meu, copilul meu a chinuit mai mult sau mai puțin după mine, trecând prin toate aceste probleme. Tocmai asta spune, lăsați-ne, fraților, în pace să trăim, trăiți-vă și voi viețile, liniștiți, vedeți-vă de treburile voastre. Pentru că și eu dacă mâine fac ceva contra lui Alin și Alin ia decizia să se despartă de mine, eu nu pot să trag de mânecă pe vreo fostă de-a lui Alin sau pe viitoarea lui Alin. Mai e o să vă spun acum. Alin. Dacă Mihaela face ceva, da? Și eu peste o săptămână, două, trei, o lună după ce a făcut ea ceva, aleg să fiu cu alta și să plec cu ea. Înseamnă că ce? Trebuie să accept ce a făcut și să nu plec cu alta. Da. E totul de prost ca așa. Înțelegi? Da, sau altă femeie, dacă eu greșesc față de Alin, altă femeie n-are voie să-și facă viața cu el, fiindcă eu am greșit, că îmi sparge mie casa. Nu! Da. Mi-o sparg singură dacă eu fac ceva. Punct. Cum se sparg la voi casele? Adică dacă da. Te lovești cu unul, trebuie să stai în continuare acolo, că așa e bine, nu? Da, așa se face. Hai, vă lăsați-vă că mă enervați, dar urmă, momentul, dacă am avut comentarii și discuții și încep și vorbesc de toată lumea și spun tot de tot. Și gata. Deci, vreau să vă arăt și ceva. Și vă arunc în aer pe ia de ce mi-am luat, vezi? De la mod. Bravo, Olga. Vedeți? Ia uite, mă. Olga, tu ești? Da. Nu e ea, mă. Unde e Olga? Bă. Nu e de ce rog. S-a transformat. Bă, ăsta e Olga 1, eu credeam că e Olga 2. Bă, ia-ți ce mai speriat. Dar voi vedeți copilul meu ce face? Copilul meu face curat. De cum mă trag? Na, nu o să facă Olga... Stai să vezi. Curățenie? Da unde pleci? Da. Unde pleci? Unde pleci, mă, la ora asta? Ia de ce geamul mi-am luat. Dacă e frumos geamul. Face galeria, nu de acum. Întoarce-te, fă rotații. Cum? Așa? Vezi, băi, Aline, ce cadou i-am făcut? Vezi ce cadou i-am făcut? Gata, prieteni, deci după discuția aprinsă de mai devreme, ne-a calmat Olga, pentru că ne-a scos la zăpadă și ne-am răcorit. Deci... E foarte frig afară și David s-a jucat în zăpadă. Unde ai pus mânușile? Bine că le-ai scos. Da, băi, prieteni, și-am plecat. Și ce o face măgarul? Prieteni, nu ne mai merge avem... banda, ne merge treaba lui măgarul. Nu mai avem cuvinte în situația asta cu măgarul. Sincer, meșia iurea să mai zic ceva. Pentru că e o situație aiurea, îmi pare rău foarte mult, v-am zis, de ursul. Pentru că chiar nu merită, nu merită și eu sunt conștientă de treaba asta. Pentru că nu sunt de ieri de azi cu ei. Îl știu pe ursul de când eram copil, cât aveam Alin, 16 ani. De când am început eu relația mea cu Alin. Deci, îl cunosc ca persoană, îl cunosc ca om, îmi pare foarte rău pentru el. Și sper, nu știu, să treacă și el peste treaba asta, dar e foarte greu să accepti, degeaba vorbim noi că să treacă, să uite, să nu știu cum. Nu e o situație ca să, să poți trece de la o stare la alta, e o situație grea. Da, prieteni, și când venea ursul la mine, să juca cu mine, stătea cu mine, seara mă uitam cu el la film, îmi plăcea să stau cu el. Lasă că mai e puțin și o să vine și ursul și o să stea cu tine, cu Leonardo, da. Cu Alex. Da, mei prieteni, ce să mai zicem, vă lăsăm, mai revenim și mâine cu alte vloguri și v-am zis, sper ca toată lumea să înțeleagă și să-și vadă de treaba lor, pentru că ne-am săturat și noi, sincer, de discuții și ne-am săturat și să ținem în noi. Pentru că de ani de zile tot să taci, să taci, să taci, să taci. Nu poți să taci la nesfârșit și să te lași călcat în picioare, nu doar pe mine, să las familia călcată în picioare, să las copilul călcat în picioare de alte persoane. Pentru mine, cum și pentru alții, copilul este cel mai important. Familia este cea mai importantă și fiecare se-și vadă de casa și de familia lui. Vă pup, prieteni, și ne mai vedem și mâine la un nou vlog. Să fiți pe fază, că nu știm ce se va mai întâmpla, ce informații mai primim. Sperăm să termine cu bine. Da.